În peisajul idilic al pădurilor din zona muntoasă a Sudetei poloneze, familia Iohumex își pune amprenta. La prima vedere, familia celor patru trăiește într-o fermă comună, dar de fapt este mai mult decât atât. În 1985, a cumpărat 150 de hectare de teren la preț convenabil și a început de la zero să lucreze în agricultura ecologică. Familia cultivă legume și fructe, cresc oi, cai, pui, iepuri și bovine. Alături de această agricultură diversificată, în 1994, fondatorul vizionar a conceput o ofertă pentru agroturism. A fost nevoie de 15 ani pentru a obține profit. Pe lângă sprijinul financiar al împrumuturilor bancare, familia s-a bazat pe resursele pe care le-a avut la îndemână, puternicul lor spirit întreprinzător și legăturile profunde între membrii familiei. Kazimir Iohumec a urmat cursuri de agricultură ecologică și s-a implicat în economia locală alături de autoritățile municipale. A folosit 250 de tone de piatră și a reparat drumurile locale din propria sursă, permițând accesul către fermă. Soția sa a absolvit economia, iar fiii lui zoologie și managementul afacerilor. Au creat o pagină web pentru a-și promova oferta și au stabilit o rețea locală de parteneri. Astăzi, ferma Ecobașca este un model de afaceri premium în regiune. Oferă o gamă variată de alimente de calitate crescută și pot găzdui până la 8 familii în 7 case și un apartament. Toate elementele componente ale fermei se completează reciproc cu activitatea agroturistică. Oaspeții din țară și din străinătate se bucură de natură și apropierea de animale. Pe lângă principiile agriculturii ecologice, acest model de afaceri promovează un stil de viață sănătos. Povestea de succes a lui Iohumec poate fi o inspirație pentru alți fermieri în toată Europa.